Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici. Salut! Vorbim azi despre cum se desfășoară înscrierea la grădiniță. Majoritatea grădinițelor, fie particulare sau de stat, fac înscrieri pentru anul școlar următor în lunile mai-iunie. Unele grădinițe particulare fac totuși înscrieri pe toată durata anului, în limita locurilor disponibile. Pentru asta e recomandat să discuți cu personalul grădiniței, să le faci o vizită și poate chiar să mergi cu cel mic la un interviu. Nu te speria, e mai degrabă o ocazie de a descoperi spațiul grădiniței și de a face cunoștință cu persoanele de acolo. Spre deosebire de grădinițele particulare, cele de stat au un calendar mai puțin flexibil de înscriere, care e anunțat în fiecare an la nivel național, de obicei la începutul lunii mai. Procedura începe de fiecare dată cu reînscrierea copiilor care frecventează deja grădinița și care urmează să meargă la aceeași grădiniță și în anul următor. Abia după ce se încheie această etapă, adică spre finalul lunii mai, urmează înscrierea pe locurile rămase libere a bobocilor, adică a micuților care vor merge pentru prima dată la grădiniță, începând din toamnă. Aceasta e de fapt o primă etapă în care părinții pot completa, în cererea de înscriere, maxim 3 opțiuni de grădinițe, în funcție de preferințe. După această rundă urmează o a doua etapă de înscriere pentru copiii care nu au prins loc din prima. În felul acesta vor putea începe în toamnă grădinița, cu puțin noroc, toți prichindeii pentru care părinții au decis că e momentul să intre în colectivitate. Pe data viitoare! Părinții de pici cu Georgiana. Mamă de pici.